Spuneți-mi, vă rog, se poate în ziua de azi, mă refer aici la dumneavoastră, la mama naturală, se poate adopta ilegal un copil doar cu amprenta unui deget, nu doar cu o semnătură și un consimțământ? Nu. Nu. Dar ce v-au pus să faceți? Aia a venit cu niște foi la mine și eram cu turla de oi la patronul meu și dintr-o dată eram la fântână cu oile, le scoteam apă și au venit cu mașina la mine. Și dintr-o dată s-au oprit trei femei, trei fete, de exact. Și mi-a arătat niște foi, o foaie. O zis dacă eu mi se acordă ca să-l iau copii acasă. Am zis că copii nu pot să-l iau, că n-am posibilitate pe toți, indiferent care cum sunt la stat. N-am condiții pentru ele. Și după aia m-au întrebat, altă problemă, dacă cumva ești hotărâtă să-ți mai lași copii în aceeași familie, pe unde sunt, respectiva, de când i-ar lua și i-ar crescut copiii, am zis că da. Dar în altă familie, pe la Timișoara sau încolo încoace, nu mi-s de acord. Unde ar crescut toți copiii, acolo să crească mai departe copilașii. Și a trebuit să semnați? O luat ele un act. Mi-am pus degetul cu un ac și mi-a spus ca să pun numai mâna pe aceeași foaie. Dar dumneavoastră știți să semnați? Nu pot să semnez ca lumea, de citit nu prea știu să citesc așa ca să știu precis, dar de exemplu ele pe foaie nu mi l-au explicat ce înseamnă acolo scrisul, că și eu am fost grăbită. De De ce nu exemplu v-au cu citit ce scria pe foaia respectivă și trebuia să-i credeți pe cuvânt? nu mi-a venit în cap că eu am avut Da. munca mea. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră o creșteți pe Gabriela din anul... Din 2013, de la un an și 2 luni, și avea 6 kg și 800. Era un boț de copil ca un pluș din ăla care nici nu stătea bine în funduleț. Aș vrea să vă întreb ce fel de abuz s-a comis? Păi în 2014 deja, ei știind anticipat că noi am mai adoptat o fetiță care o luasem de la 12 zile din maternitate, avusese 7 ani, am adoptat-o și în urma adopției anterioare am luat pe micuța Gabriela, la rugămintea doamnei director Ana Vasile, care a fost un om exemplar, raportat de ce e situația actualmente. Soțul meu a luat fetița atunci la un an și 2 luni, era doamna doctor de familie, mi-a zis, va fi irecuperabilă și îți va muri. Și totuși zic, cu ajutorul lui Dumnezeu, zic, cred că o să o scoatem, sunt mamă de 10 copii. Și încet, încet, și încet, încet, după vreo 10 luni de zile, cei de la Timișoara, doamna doctor Bacoș, s-a mirat, că zice, așa, parcă nu vine să cred că e copilul care a fost. Am văzut că începe să-și revină. Avea probleme, spasmul hohotului de plâns. Cum puțin plângea, cum înnegrea și leșina. Asta a fost chiar în primele zile după ce am luat-o. Mergând cu ea la urgență, m-a întrebat istoricul copilului. Eu, dacă nu era mama naturală, evident nu știam ce și cum. Din pământ, din iarbă verde, am făcut săpătură și a trebuit să găsesc pe mama. Știam ceva relativ, că mama ar fi la o maternitate, că născuse un următor copil după Gabriela. Am sunat maternitatea Reșița, am sunat maternitatea Moldova Nouă, am sunat Bozoviciu, că nu știam exact zona. Am sunat și la Oravița și am găsit-o. Cu niște prieteni din Timișoara am mers cu mașina acolo ca să pot să stau de vorbă exact cu mama. Mama a zis că a născut-o acasă, că nu a plâns când s-a născut, că s-a născut puțin mai devreme, că ea era la scos de cartofi, că în sfârșit probleme, na. În momentul în care am știut istoricul și am transmis medicilor, a zis că nu îi se oxigenează bine creierul, din faza intrauterină, mama nealimentată, nevitaminizată, în sfârșit au de făcut demersurile necesare unui copil cu boala respectivă. Încet, încet mi-a mai făcut câteva crize, nu foarte dese, că umblam cu ea ca și cu ouă de Paști. Nu cumva să se întâmple să plângă, că nimeni nu vrea să asiste la trauma asta, că moare în brațe.
Și doamna doctor Bacoș a fost cea care a contribuit enorm, enorm, enorm de mult. Era la clinică privată și îmi convenea să-mi dea tratamentul. La o săptămână mă chema să vadă cum merge. Dacă îi se părea ceva, am schimbat tratamentul. Din nou mă chema să văd. Dar mai fost situații când a trebuit să stau și în spital. De exemplu, eu știu, făcea febră sau ceva și chestiile astea zice că erau crize comițiale. Și am stat sub supraveghere tocmai, nu în varianta să pățesc o nenorocire. Și am ascultat și în 2019, în februarie, doamna doctor Bacoș chiar mi-a spus, a pronunțat, zice, acum pot să mă pronunț cu gura plină, că zice, nu pot să cred ce ați realizat. Zic, eu cu Dumnezeu și cu dumneavoastră, doamna doctor. Zice, acum piramida noastră începe să prindă contur. A început să-i diminueze din tratament, fetița de acum era puțin mai liniștită, de la școală se vedeau rezultate spre bine, toată lumea era foarte încântată. Ca în 8 martie să vină să ne spună că fetița a intrat pe lista de adopții și vine o familie să o vadă. Evident, o să o luăm noi, nicio problemă, noi depunem imediat dosarul. Nu se mai poate pentru că trebuiau, nu știu în care, cele 30 de zile, nu știu, ei au mizat pe o declarație din 2014 când i-au oferit dacă nu vrem să luăm fetița. Ori în 2014 copilul ăsta încă era cu probleme. Și totuși l-ați crescut. Și totuși am luat-o, sigur că da. Spuneți-mi, dumneavoastră, cum s-a ajuns la acest ultim episod, episodul tragic în care fetița a fost pur și simplu luată de lângă familia lângă care a crescut atâția ani. Păi pot să vă transmit tot eu, că eu eram cu fetița după nenumărate internări în spital și în toată vacanța, du-te, vino, du-te, vino, și ședințe de psihoterapie, când puțin echilibram balanța, cei de la DGASPC veneau cu varianta că trebuie să consilieze fetița în vederea mutării la familie. Fetița nici nu vroia, evident, când vedea la interfon cine este, țipa și implora pe cine era în casă să nu deschidă, că ea nu dorește să plece. Ori dacă ești un părinte, nu poți să treci peste voința copilului. Îmi pupa mâine și mă implora, nu vreau să plec, nu vreau să plec. Și acum, de ultima oră, în prima zi de vacanță asta scurtă, când a fost în urmă, au venit în prima zi din nou să o vadă. Fetița s-a urcat acolo pe fotoliu, s-a uitat la interfon și țipa și implora pe tata să nu primească pe nimeni. Soțul s-a dus, ele au auzit cele de la centru. Ce se întâmplă în casă, cum fetița e speriată. Am venit eu, fata mare, de dea telefon, că și cea mare e traumatizată. Au reușit să nenorocească doi copii. Fetița mare mă sună, eu lucrez aici vis-a-vis de casă, m-am venit repede să văd ce s-a întâmplat, tremura, făcuse pipi pe ea de spaimă și am spus, nu se poate să traumatizați un copil. Bineînțeles că s-au tirat și au plecat repede, n-a durat o săptămână, a început școala, s-au dus la școală, să o scoată de la școală, să facă psihoterapie, să o consilieze. Păi din moment ce copilul ăsta se echilibrase oarecum, veneai să-i dai cu un par în cap din nou. Vroiau să o traumatizeze sub orice chip. Nu știu, nu interesa toată caroseria, doar un anumit, o anumită piesă din caroserie. Sau ce pot să înțeleg din asta? Sau s-au luat ceva bani și nu se putea renunța acum la afacere? Sau nu am înțeles niciodată. Că dacă ești un om cu capacitate, nu exerciți presiunea asupra unui copil. Și m-am dus din nou la Timișoara, la spital, am spus, doamne doctor, zic, fetița asta din nou e terminată. Și a zis, veniți cu ea aici. În data de 11, soțul meu a fost cu fetița la spital, i-au făcut internare. Deci biletul de internare, eu nu puteam să merg și acolo nu se poate interna decât mame pe etaj cu fetițe sau tată cu băieți la etaj de băieți. E neuropsiatrie. A venit soțul acasă, mi-am aranjat treburile să plec la spital cu fetița. Bineînțeles că am spus doamnei învățătoare, din nou s-au dus cei de la școală să o caute, fetița nu mai era, zis doamna că e la spital, au venit la spital să caute fetița, după ce nenumărate rânduri am fost eu acolo. Exact în data de 11, cum fusese soțul anterior, cu data de 11 au desfăcut contractul de muncă soțului meu, după 11 sancțiuni, i-au desfăcut contractul de muncă, deși era în concediu medical. Soțul meu avea o recomandare de spitalizare, dar din cauza fetiței, că se întâmpla acele traume, soțul meu a refuzat. Și doamna doctor a zis, măcar de trei ori pe zi să-și monitorizeze tensiunea, tratamentul și în medical. Deși el mergea la școală, venea de la școală cu fetițele, am plecat la spital cu încredere într-un doctor, într-un om care oferă încredere. Mi-au captivat toată încrederea, doctorița Caralaș, și în data de vineri, din 22 spre 23 noaptea, la fetiție a fost foarte rău. L-am sunat pe soțul, am sunat pe mama că era venit aici și am zis, dacă doar ne ferește se întâmplă ceva, un eveniment cât se poate de asta, zic, aș vrea fetița să-și vadă. Vreau acasă, vreau acasă, vreau acasă. Să vină Gabi, ca așa zicea, să vină tati. Și am sunat și au venit. Nu i-a dat voie mamei să stea cu fetița în spital, mama naturală, nu avea voie. Dar a fost voie în 26,
doctora curantă, să ia fetița din mâna mea și să spună că merge cu ea la psiholog. După ce seara, o seară înainte, a stat de vorbă cu avocata lui mamă din Timișoara, care a venit la spital să stea de vorbă în privința problemelor și a promis că se va face tot ce e bine pentru Gabriela înspre binele fetiței. În 26 dimineața vine și mi-a fetița de mână și fetița plânge, nu vreau, vreau și mami. Și a zis, vine și mami imediat. Doamna Miro, stați de vorbă cu doamna doctor, nu știu care. M-au captivat așa, mi-au atras atenția. În 2 minute s-a produs toată răpirea. A luat fetița, a plecat cu ea, fetița a întors capul și a început să plângă. Mami, mami, zic, acum vine și mami. Cealaltă mă striga. A fost totul regizat, totul făcut, pregătit dinainte. A plecat cu fetița și în 2 minute doctora Canalaș s-a întors și a zis, a plecat fetița, am predat-o. Am crezut că a picat cerul pe mine. Închipiți-vă ce traumă a trăit fetița. Mi-a spus lumea de jos, că am anunțat televiziunea imediat și 112, și mi-a zis lumea de jos că fetița era atât de panicată, țipa, nu mă bateți, nu mă bateți, vreau la mami, vreau la mami. Și cu forța au băgat-o în mașină și au plecat cu ea. Era Raluca Damian, Nicoleta Brebu și Georgiana Bosioc, personal de la DGASPC, împreună cu doctora au uneltit răpirea fetiței. Pentru ce s-a întâmplat toate astea? În binele copilului vreau să întreb. Am înțeles. Spuneți-mi dumneavoastră, vă rog, dacă ar fi să vorbim despre instituțiile cu care ați avut de-a face, începând cu executorul judecătoresc, terminând cu poliție, ce instituții credeți că sunt de vină pentru felul în care a fost regizat lucrul ăsta? În primul rând, Direcția Generală de Asistență Socială Cara Severin a jucat tot rolul acesta mișelesc împotriva fetiței, împotriva voinței fetiței. Am exercitat la cererea lor să merg pentru psihoterapie la direcție și m-am dus. Au luat fetița, au plimbat-o prin spatele clădirilor, au dus-o într-un birou sus acolo și mi-a spus fetița că i-a arătat poza familiei de la Timișoara, deci o căuta să o introducă în direcția asta cu familia. Asta consider că nu-i psihoterapie. Nu este psihoterapie. Ei au degenerat toată această acțiune care este o suferință pentru fetiță în primul rând și al doilea, pe întreaga familia mea și cei 10 copii. Și a multor oameni din țara asta care simt cu noi durerea și simt cu noi răpirea acestei fetițe care s-a făcut într-un mod haotic, într-un mod sălbatic, într-un mod inexplicabil. Nu mi-a trecut prin minte așa ceva că se mai practică încă, după cazul Sorina, ce s-a întâmplat, încă se persistă și încă se decurge la asemenea fapte. Bineînțeles că se decurge acum la toate procedurile legale, penale, împotriva celor vinovați. Și vor fi demn să răsplătească, să plătească conform legilor după gravitatea care s-a făcut și faptele care s-au făcut. Am depus dosarul pentru adopție la DGASPC, Cara Severin, și dosarul de adopție mi s-a dat, trebuia să se facă un raport de evaluare și raportul de evaluare care mi s-a făcut pentru ca să obțin atestatul a fost inexplicabil de jegos. Mai altfel, cuvânt mai jos, deplorabil, nu pot să spun, de jegos, și printre care s-a menționat acolo că degeaba am crescut noi 10 copii. Nu avem aptitudini parentale, nu suntem demni ca să obținem acest atestat și să obținem această adopție. Se poate constata și se poate demonstra prin acest atestat care îl deține. Am făcut contestație împotriva acestui atestat, acestui așa, evaluare și mi s-a aprobat. Trebuia să facem evaluarea aceasta la București, la un cabinet privat și am fost acolo. Ni s-a făcut programare și am fost pentru a decurge ședințele de evaluare câte trebuiau.
bineînțeles că am fost, am făcut aceste ședințe, ni s-a trimis evaluarea, exact aceeași evaluare care am obținut-o la prima adopție a fetiței Camelia Miloș Cristel, care mi s-a făcut tot de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin. Aceeași evaluare am obținut-o la București ca prima, care au făcut-o dânsi iară. Așa, cu aptitudini, cu multe, multe aprecieri că suntem o familie corectă și am putut să, și putem să adoptăm. Am depus această evaluare la direcție și așteptam să primim atestatul. Atestatul, după unele intervenții și cereri depuse la direcție, l-am obținut. Și l-am obținut în favorabil că vom putea adopta și suntem și deținem condiții și totul absolut moral și totul absolut ca să putem adopta o fetiță. Bineînțeles că nu ni s-a luat în calcul această evaluare și acest atestat. Nu mai avem prioritate. Nu mai avem prioritate, dar dreptul avem. Și bineînțeles că mama naturală a fost îndepărtată și totul s-a stins. A fost urmărită fetița acasă, a fost urmărită la școală, cum o relata și soția mea. A fost urmărită peste tot. N-au putut să... Intenția lor a fost ca să pună mâna mișelește pe ea așa cum s-a întâmplat și să o răpească. De acasă nu putea. Pe data de 13-11 am fost înștiințat de către executorul judecătoresc Cosmin Ibănescu din Timișoara că pe data de 13-11 vor veni acasă pentru a exercita execuția minorei. Am așteptat acasă și s-a exprimat acolo în această adresă că în caz contrar, dacă nu se va deschide poarta, va fi spartă, va fi forțată de către organele de ordine și vor intra cu forța. Da. Ca să evităm orice lucru, am stat acasă în așteptare. Bineînțeles, copiii noștri din străinătate au dat un anunț pe post și s-a produs o adunare a mai multor oameni la noi în stradă și televiziunea a venit și am așteptat, bineînțeles, pentru a apăra interesul copilului și pentru a apăra voința ei, nu prin forță, prin exprimarea liberă a voinței ei. Și să nu fie traumatizată. Pentru asta au fost. Nu ca să împiedicăm exercitarea execuției. Pentru că noi am așteptat să vină. După 35 de minute, doamna Oana Glăvan, purtătoarea de cuvânt de la Reșița, de GSPC, a venit aici, a dat nu știu ce interviu, că eu eram prin curte, prin casă, un interviu la televiziune și după un timp de pauză, zice foarte senin, am primit un anunț că se amână execuția. Dar anunțul acesta nu a fost arătat, nu din partea cui, decât așa, un anunț simplu. După care a plecat. Așteptăm să vedem totuși inevitabilul că putea să vină chiar dacă noi plecam din stradă. N-a mai venit. Domnul avocat a plecat poate penultimul de aici. La 3 și 20 a plecat de aici domnul avocat așteptând. Am făcut o sesizare domnului Cosmin Ibănescu, dar în acea zi de 13 când am primit anunțul, l-am solicitat la telefon. Am dat 3 apeluri și de pe telefonul meu și a soției. Nu-mi răspundea deloc, decât numai numere de apeluri de urgență. Deci nu a avut curajul și nu a avut coloană vertebrală să dea o explicație la telefon. Am făcut o sesizare către domnul executor, prin care să-mi trimită un proces verbal cu motivul din ce cauză nu a exercitat execuția, prin care el s-a exprimat și el a făcut demersul ăsta. Și să ni se comunice o nouă dată când va reveni sau ce se petrece mai departe. Da.
am primit din partea lui un proces verbal prin care menționează, prin multe alte explicații acolo, menționează către sfârșit că ne-am deplasat în data de azi, 13.11.2019, ora 12, ne-am deplasat la debitorul numitul Miloș Adrian din Bocșa, strada Mihai Viteazu, în care am constatat prezent lipsă. Numita Stoica Gabriela, minora Stoica Gabriela, am constatat prezentă lipsă. Deci, cu câtă seninătate poate să facă un uz de false acte și fals în acte? Și plus de asta, pe vers o semnează cele trei... Manole Janeta, Bosioc Georgiana, Bosioc, și un agent de poliție, și, Ovidiu. Și nu mai știu, Ovidiu. Numele celălalt nu îl rețin. Ovidiu, de la șef de poliție, agent șef de poliție de la Bocșa. Așa. Și mă pune și pe mine acolo, Miloș Adrian, dar semnătura mea e inexistentă. Pentru că e normal că nu puteam să semnez dacă nu eram acolo și ei n-au fost aici. Deci, nu știu, vocația oamenilor din țară, ce vocație au la aceste aspecte? La ce se întâmplă în județul Caraș-Severin? La ce se întâmplă în țară? Ce atitudini trebuie luate către aceste elemente, fără discernământ, fără și la explicația, la explicația acestui executor, fiind întrebat de către doamna avocată, el a spus, de ce ai făcut așa ceva, știi ce înseamnă astea, fals în act? Oh, păi câte falsuri nu se fac? Asta este un răspuns a unui om care este pus să exercite și să împlinească o lege. Asta v-ați este așteptat în România anului 2019, vă întreb pe toți trei, să se întâmple așa ceva? Niciodată. Niciodată. Este incredibil. Este incredibil ce se întâmplă.